aproape de perjale, grăi Părintele Divin, cine din voi ar fi în stare să moară scăpând lumea de al ei chin? În cerul s-a făcut tăcere, o liniște ca și în mormânt. Toți tăceau, nimeni n-a avut putere să zică: Tată, eu mă duc. Cu țipete de disperare, lumea striga după ajutor. Se zvârcoleau într-a satanei gheare că nu aveau mântuitor. Atunci din nou se auzi cuvântul, dar nici de astă dată nimeni n-a răspuns. Atunci s-a prezentat de bună voie Sfântul, zicând: Tată, eu mă duc, Iisus. Știi ce are de suferit, că-și părăsi slava cerească și a venit jos că ne-a iubit. Și timpul cât cu noi era, pe toți la rând ne-a ajutat. El n-a făcut deosebire, pe toți la fel el ne-a iubit. Și să-și arate a lui iubire, copii ai lui, el ne-a numit. Dar noi, o lume ticăloasă, n-aveam de ajuns, ne-a fost puțin. Și pentru o inimă miloasă, cerurăm ca să-l răstignim. I-am ales crucea cea mai grea, păharul cel mai amar, cu luna ce-l împungea și drumul spre calvar. Iar pentru binele făcut că-și părăsi slava cerească, noi în palme cu ei am bătut, cu sulița l-am împuns în coastă. În chinuri că nici soarele nu-l putu privi, cu glasul blând și dulce, Părinte, Părinte, iartă-i, le grăi, stingându-se pe cruce. Azi încă este îndurător, greșeala ta încă ți-o iartă. Mâine va fi un judecător și-ți va decide a ta soartă. Eu te îndemn, amicul meu, că ai iertare până-ți viu. Azi când auzi cuvântul său, mâine se poate, e târziu. Amin.